Ei, și acum Constantin Gaciu pariază până la final pe cartea de Oltean adevărat. Să-l primim în scenă! Succes, Constantin Gaciu! În Bucureștiul ăsta, bă, să nu mă ajung aici. E plin de oameni! Bă, frate, știi ce sunt eu? Ce? 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 Sunt Oltean, bă, tată! Și s-a mai dat o lege nouă la noi acolo. Care? Care? Ce lege? Trebuie să ai viză și parolă ca să intri la noi în Oltenia. Și care-i viza? Care-i viza? Băi, ia vedeți, bă, voi viza de aici. Care-i viza, băi? Care-i viza? Dă-mă viza, bă! Bă, am primit viză verde! Bucurați, că vă trebuie și parola. Și care e parola, domnule? M-a făcut muinca, Oltean, bă, tata, bă! Păi, foaie verde, maghiran, măi, păi m-a făcut. De tulpan, coșocel de miel vârsat, măi leal, mă. Păi, Oltean sunt, Oltean îmi zice, păi, Oltean sunt pe un moicuce. Sunt Oltean de jiguleț, mitic de lășiu băreț, m-a făcut muica isteț, Leano. Păi cine se ia cu mine bine, îi dau haina de pe mine. Păi cine se ia cu mine rău, să-l ferească Dumnezeu, că sunt șarpe de Tudău, gărgalbi și mușcă rău, măi Leano. Băi, Oltean sunt, Oltean îmi zice, Oltean sunt pe un moiduce, Oltean sunt pe un moiduce, Leano. Hei! Costică, ce faci, Oltene? Venit cu oltenii mei aici. Am înțeles. Și cu prază și cu tot ce trebuie, nu? Asta e viza la lui Oltenia. Așa, așa se spune, așa se spune, da, acolo. Bun, felicitări și mulțumesc junilor Sibiului încă o dată pentru că au fost alături și de Constantin Gaciu. Hei, să auzim, Grigore Leșe. Mi-ar fi plăcut să aud numai melodia, fără circăreală, cu praz, cu așa, să le lăsăm astea deoparte. Elize Stan. Mie mi-a plăcut și trebuie să știi, Costică, că într-adevăr la voi în Oltenia se intră cu pașaport de Oltean. Eu am pașaport de Oltean. L-am la Festivalul Olteni și Restul Lumii. Exact. L-am primit cu mulți ani în urmă. Felicitări! Acum să vedem dacă și Olteanul, Costică, ce zice? Acum, păi nu o să țin că e de al meu, nu? Să zic numai cuvinte de laudă. În seara asta și pe parcursul acestei emisiuni, crede-mă că te-ai întrecut. Apă, tu ai venit cu prazul și eu de acum vă spun sincer că am să vin cu o mamaligă. Așa e, da. La tocănița de praz e foarte bună cu mamaligă. Da. Vezi? Da? Păi de aia ne-am unit noi mândoi. Și uite așa mai primesc idei și jurații noștri. Bun, bun cadru, bun. Frumos, ai cântat bine, mi-a plăcut. Felicitări. Mulțumim. Mircea Dinescu. Mă așteptam la domnul Gagiu să vină cu o chestie iarăși originală și să mă fulge păi, așa. Păi, asta cu neamarin, cu prazul, cu nu ce. Deci aș fi vrut, tocmai pentru că ești un profesionist, să fii cu o chestie originală așa. Au avut ca probă șlagărul zonei. Fiecare a ales cel mai reprezentativ. Sunt multe șlagări oltenești, unele
cum să spun, și mai tare decât ăsta. Care e mai tare ca ăsta? Nu este. Mai tare. Nu cred că, nu cred că este vreun șlagă. Eventual, stai cu mine, omule, să-ți cânt, nu? E finalul vedetă națională. Da, sigur că da, veți vota. Zic o chestie dramatică. Veți vota. Domnilor și domnilor, aceasta a fost părerea juriului. Costică, felicitări pentru că ai ajuns până aici. Felicitări!